Cea care vine să ne aducă una e chiar Andreea Cuciuc. Fata asta se pare că a dat peste un izvor de inspirație. Ne-a impresionat recent cu o interpretare limba ucraineană, iar acum, mai nou, s-a apucat de scris piese. Da, nu doar versuri, dar și muzica. Mai mult decât perfect, am spune, da? Andreea, și nu degeaba zic perfect, pentru că o să aflați în curând. Salutare! De ce plângi, baby? Fă-mi tricoul! Mulțumesc! Bine ai venit la noi! Bine v-am găsit! Îmi dau seama că ție perioada asta cât stai acasă, îți prinde tare bine. Da, foarte bine. Mi-a venit inspirația și am compus o piesă și da, mi-a venit foarte bine această carantină și pandemia. De fapt, tu compui nu doar acum. De când ai început să cânti la pian, ai început să creezi ritmuri? Da, da, eu am început de la 7 ani să cânt la pian și deja de anul trecut eu am început deja să compun piese și deja și texte și deja mai vedem pe viitor ce o să mai pot compune. Pianul este un instrument necesar pentru un om din muzică. L-ai ales tu sau l-a ales tata pentru tine sau mama? Toți am ales pianul. Eu am vrut foarte mult la pian. Mai întâi era inițial să merg la vioară, dar am zis că totuși la pian, pentru că este baza la orice muzică. Și da, am ajuns la pian să cânt și îmi place foarte mult și mă bucur de decizia pe care am luat-o. Nu faci un liceu cu profil muzical? Sau, ba da. Sau? E liceu cu profil muzical? Da, Valeriu Poliakov, școala de arte Valeriu Poliakov, și deja anul ăsta absolvesc școala. Da? Câte clase? 7. De ce 7? Că noi știm că se absolvește școala la 9, 12 și tot așa. Acolo la muzică e mai special, da? Da, poți și 5 ani și 7 ani, noi am luat mai mult. Și după asta te duci la colegi de muzică, la conservator. Sunt acolo multe locuri în care poți să înveți muzică. Și da, anul ăsta absolvesc și trebuie să fiu bravo. Minunat, înseamnă că ai examene. Dar cum decurg lecțiile online la pian? Hai că astea, gen, citiți fraza nu știu care, sunt grele. Dar la pian, unde tu trebuie să auzi nota, e un lecție mai complicat acolo. Pentru mine nu e atât de greu, pentru că am făcut mulți ani piano, dar mi-e cam jale de copiii de clasa 1 sau a 2, că nu e atât de bine să înțelege, dar eu mă descurc la pian. Ești oarecum privilegiată la liceu, pentru că tatăl tău e cine e tatăl tău? Nu, sunt o fată foarte obișnuită, adică câteodată mai zice că e fata lui Gărcuciuc, dar asta nu înseamnă nimic, nu-mi pune note pe seama asta, e foarte basic, sunt ca de obicei. Piesa pe care o să ne cânti astăzi e despre fetele perfecte de pe Instagram? Nu, este de fapt despre cum ne simțim noi. Noi ne simțim perfect, ne simțim foarte bine, suntem bucuroși, veseli, lansăm, ne distrăm. Și da, nu este despre perfecțiune, însă despre cum ne simțim noi. Dar tu te simți bine? Pentru că foarte multe fete, mai ales în perioada adolescenței, nu sunt mulțumite de cum arată, de că nu slângi picioarele, că nasul e mai îngust, mai lung, mai nu știu cum. Ai avut așa probleme? Clar că am și eu complexe, dar nu mă plâng foarte des, pentru că nu are rost. Dar încerc să înțeleg că eu am și cumva să fac să fie mai bună partea aia care nu-mi place mie și să ajung la o soluție. Însă, da, nu trebuie să vă simțiți complexate. Acum e adolescența, totul o să treacă, o să arătați foarte bine pe viitor și, în genere, voi sunteți foarte frumoase. Și fetele și băieții. Așa. Ești pregătită? Da. Melodia ta. Eu mă bucur foarte mult că în familia Cuciuc, iată, mai naște un talent. În ultima vreme tu ai fost mai des la noi pe care te-ai decât ai câtă. Trebuie să simtă presiunea. De fapt, este un lucru extraordinar atunci când copiii ne depășesc pe noi, pentru că ăsta este și sensul evoluției umane. Te invităm, draga noastră, Andreea Cuciuc, o să vă cânte în aceste momente pentru voi cei de acasă prima piesă semnată de ea. Atât versurile, cât și muzica. Audiție plăcută și nu uitați să vă simțiți perfect și perfecte în orice stare și oricum ați arăta. Perfect, perfect, perfect.
suntem a little crazy, dansăm pe ritmul piesei, noi zguduim pereții. Baby, suntem ca niște stele, cerul-i plin de ele și tu ești printre ele. Reflecția mea dansând pe ritm gol de dans, sporând și pe scenă eu cânt. Perfect, hai, împreună ziceam, asta s-a rămas, e perfect, perfect.